Benzinăriile din România anunță că de anul viitor vor instala sute de stații de încărcare pentru mașinile electrice. Doar Petrom vrea să instaleze 500 de astfel de puncte în toată țara. Lanțurile Rompetrol și MOL au și ele planuri ambițioase. Acum există doar câteva zeci de stații de încărcare în benzinării la care puteți alimenta la jumătate de preț comparativ cu benzina. Însă poate dura cel puțin 20 de minute un plin electric. Numărul mașinilor electrice reprezintă 1% din totalul celor care circulă pe drumurile din România. Până în 2030 vor ajunge la 20% din parcul auto, crede Petrom. Așa că a anunțat că vrea să-i atragă pe șoferi în benzinăriile companiei. Strategia noastră ne va permite să asigurăm infrastructură pentru a dezvolta viitorul mobilității și pentru a oferi 500 de puncte de mobilitate pentru carburanți alternativi până în 2030. Sunt deja câteva, în special în stațiile OMV, dar până la sfârșitul anului 2022 ar trebui să fie instalate 80 de puncte de încărcare electrice. Vor fi de tip fast charger, unde bateria se încarcă până la 80% în 40 de minute. Vor exista însă și ultra fast charger. În acest caz, durează 20 de minute încărcarea bateriei, până la 80%. Din cele aproape 170 de benzinării, Rompetrol are acum 18 cu puncte de încărcare, iar alimentarea electrică este deocamdată gratuită. Numărul stațiilor va crește în următoarea perioadă. Nici MOL nu vrea să se lase mai prejos. Din cele peste 250 de stații câte are acum, 24 au prize pentru mașini electrice. De anul viitor, pe autostrăzile A1, între Lugoj și Deva, dar și pe Autostrada Soarelui, vor apărea 14 benzinării noi, care vor avea și astfel de puncte de încărcare. Șoferii au la dispoziție o aplicație care le calculează la final costul, iar plata se face online. Pentru a încărca o mașină electrică la un punct de încărcare dintr-o benzinărie, plătiți în jur de 20-30 de lei dacă vreți să parcurgeți cu ea 100 de kilometri. Pentru comparație, în cazul în care aveți o mașină pe benzină la aceeași stație, alimentați pentru 100 de kilometri de 50 de lei. Dacă vă încărcați mașina acasă, pentru 100 de kilometri plătiți aproape 10 lei, spun experții auto. Dar pentru asta trebuie să așteptați și 8 ore. Alimentarea unei mașini electrice este provocarea următorilor ani pentru constructorii auto, dacă vor să atragă mai mulți clienți. Asta în condițiile în care plinul unei mașini pe benzină sau motorină durează câteva minute. Încărcarea mașinii electrice depinde de cât de performantă este stația, dar și de capacitatea de încărcare a autoturismului. O stație de încărcare rapidă costă 20.000 de euro. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți!